Bună ziua, numele meu este Tudose Ioana, sunt elevă în clasa 4A la școala gimnazială Elena Doamna din Tecuci și astăzi vreau să vă prezint colecția Vânătorii de fantome de Cornelia Hoan de la editura Booklet. Această serie cuprinde 3 volume, care este vorba despre o echipă de vânători de fantome care încearcă să scape de fantome proprietățile oamenilor. În primul volum, cu titlul Vânătorii de fantome pe urme de gheață, este vorba despre un băiețel pe nume Tom, care crede că are în subsol fantome. Și asta era și adevărat. Ajutat de Edwin Kenyon, reușesc să scape pe Tom de fantome. Însă aventurile nu se opresc aici. În al doilea volum, cu titlul Vânătorii de fantome și spiritele de foc, echipa formată din Henry Kenyon, Tom și Hugo, fantoma din cartea precedentă, încearcă să scape un hotel de spiritele de foc, care le dau bătăi de cap celor 3. Oare o să scape nevătămați din această aventură? În al treilea volum, cu titlul Vânătorii de fantome în castelul bântuit, este vorba despre o fantomă foarte, foarte încăpățânată și rară în același timp, care nu se dă bătut așa de ușor. Într-un castel foarte vechi, fantoma își a făcut casă. De fapt, aceea era casa ei în trecut, dar acum, pentru că a murit, a rămas în casa ei. Și încearcă să îi dea afară pe noi proprietari ai castelului. Oare o să reușească echipa de vânători de fantome să treacă nevătămați de această aventură? Asta este provocarea voastră să aflați dacă au reușit. Este o serie minunată, cu scrisul destul de mare și cu multe ilustrații. Cărțile oferă în același timp amuzament, dar și momente de suspans pe timpul lecturii cititorului. Vă mulțumesc pentru vizionare!